din România, cât o costă, nu te supăra. Da, doamnă, te-ai spus că unde? Mă, doamnă, v-am spus că puteți să fiți influencer, nu m-ați crezut. Vine, te umplute cu ceapă și... Uitați că e pentru prima dată când vedem pockets, un fel de mâncare de pisici, varianta cu ton. Acesta este drumul despre care vă povesteam zilele trecute, care are striațiile astea. Telescopul nostru nu e tocmai fericit, că e un pic stricat și nu merge foarte bine pe drumul ăsta, dar... Am ajuns și noi până la urmă pe pista aici la intrare. E plin de oameni. Probabil că nu ne auziți, dar o să punem vocea după aia peste. Cea mai tare atracție din schiator. Chiar e cea mai tare, așa palpitant. Uitați-vă ce multă lume. Fac acum la doamna show, o să zic așa și cu atât de parte, ca și cum ar ateriza pe capul ei. Lăsăm și voi aici. Vine avionul. Toată lumea e pregătită. Noi suntem aici într-un loc în care nu știu dacă ar trebui să fim. Chiar la da. Eu tocmai pun o postare pe Instagram despre ultimele materiale postate pe care trebuie neapărat să le vedeți și să le citiți comentariile, pentru că au generat o cascadă de păreri, o cascadă de idei, de fiecare a înțeles diferit materialele. Am avut și noi emoții înainte să le postăm, pentru că nu știam cum o să reacționeze lumea, dar sunt un deliciu. Au fost reacții diverse. Pare că n-ai putea să te plictisești vreodată să vezi asta. Mai așteptăm că n-avem nimic de făcut. Până la 3 când avem ferie. Uitați multă lume aici. Doamna s-a și speriat, doamna în verde. Așa au fugit. Păi doamna în verde a stat chiar sub... Doamna în verde chiar a stat sub jet acolo. A, uite, decolează unul. Deci? Eu la decolare nu știu dacă aș sta aici, sincer. Ba da, uite eu pe doamna să o pozez așa. Hai să vedem doamna cum zboară. Mai bine o filmez. A, așa. A, hai că n-a fost nimic grav. Ce? Dar nu se vede de aici. Toată bucuria. Dar mă face din poartă. Dar nu se vede. Vezi numai la Turiza. Da, se duc și încolo. Ce părere ai, Dani? Se pare că ar trebui oamenii care stau aici la parcare să ia bani pentru parcarea asta. Da, cert. Adică, serios. De ce nu? Face și aeroportul un bar. Vine încă un avion. Hai de capul meu, ăsta a fost foarte aproape. Doamna, e Big Bang. Lui.
avem acum la pietre în ochi câte vrem. Eu nu am, că eu am stat în spatele vostru. Hai să vă filmez cum îi iau, cum îi ia pe oameni flama de la avion. Pâinica într-un supermarket în Schiatos este 1,30 una din asta, adică din asta. Este și mai mare, la 1,40. Pâine uscată e 2 euro. Multicel, parcă. Un din ăsta de fitness, de exemplu, este 5 euro la 400 de grame. Astea sunt un euro bucată. Ne plac foarte mult pitele astea. Și luăm una. O luăm doar una sau luăm două? Două. Cred că merg două. Da. Un box de apă, că ne trebuie și apă, este... Nici nu-mi dau seama ce preț are. 3,24. Asta o fi, da. 3,24 euro. Mai este și la 2 euro. Aqua Carpatica costă 6 euro, 6 sticle. Mai este și din asta la bucată, care e 36 de cenți. Deci un preț foarte bun. Iar în marketurile astea mici de suveniruri costă 70 de cenți minim apa asta. Am luat, uite, 2 ardei verzi fine cu 0,74 euro. Domnule, aici legumele sunt ieftine. Biscuiții sunt 1,60 euro. 2 ardei din aceștia. Super. Biscuiții sunt, astea nu sunt la preț bun, sunt biscuiți mari cu 2,50 euro. 3. Același, da. 2,90 euro sunt două aici. Uite, sunt aici. Uitați că e pentru prima dată când vedem pockets, un fel de mâncare de pisici, varianta cu ton. Adică e ton, de fapt, aici. E ton. În loc de conservă, să iei așa ceva. Și există la Rio Mare. Yellowfin. Ton aici e scumpicel, adică un Rio Mare al naturale e 3 euro o bucată. Acesta este 4 euro, de exemplu. Nu știu câte sunt aici. 2 plus 1. Uite, asta 4 euro, 2 plus 1 e acceptabil. 4 euro. Depinde. Am plătit pe cumpărături în total 41 de euro. Noi am cumpărat câteva lucruri de 41 de euro. Am luat un box de apă, am luat roșii, am luat ton. Trei conserve de ton, măsline, nu ulei de măsline. Măsline. Am luat un gem, am luat înghețată, am luat un kilogram de roșii. Am luat un unt, am luat... puțin salam, că la doamna îi place. Brânză, salam. Feta. Am cumpărat ardei, 2 ardei, 6 ape, 6 șnițele. Doar urzici nu am cumpărat, că nu aveau aici. În Grecia se pare că nu au urzici. Atât? Am luat și niște pungi cu zipper, că de obicei luăm de acasă, dar de data asta am uitat. Întotdeauna luăm de acasă lipsuri din alea de prins pungi de la Ikea, pentru că întotdeauna vei deschide ceva pungă și va rămâne deschisă și atunci ai nevoie de clips. Și ideal ar fi să ai și pungi cu zipper sau pungi de gunoi la tine pentru, nu știu, când îți uiți haine sau prosoape și vrei să le bagi în ghiozdan sau tot felul de lucruri. Dar am uitat de data asta. Am împărțit cu Dani o înghețată. Ia, Dani, să ne arăți ce înghețată este. Super bună a fost. Cred că e și în România, mă gândesc. Numai că noi nu prea luăm... În România luăm înghețată mai clasică. Mai ieftină. Praline and cream. Așa arată. Înghețată de bogați. Înghețată de bogați. Numai din asta de bogați era, nu? Cum o cheamă? Cine? De la Heads in the Clouds. Pe... Da. Deci, cei de la Heads in the Clouds. Să-i urmăriți că sunt așa simpatici nouă, ne plac mult, iau tot felul de aventuri faine. Și iau corbo. Din asta cu... Asta e înghețată de bogați. Asta e din asta de bogați, da. Și ei călătoresc așa pe budget, super simpatici, dar aventurieri, adică noi suntem niște leneși răsfățați. Noi suntem niște, da, niște puiuți din ăștia, puiuți de aventurieri, ei sunt aventurieri da, în toată regula. Da, chiar aventurieri pe bune, așa că dacă vreți să urmăriți un canal de călătorii cu aventură Heads in the Clouds, chiar sper să mă întâlnim cu ei, câți oameni faini. Da, da, ne-ar plăcea. Așa, ce voiam să vă spun este că avem ferii la ora 3, este ora 2 și 10 aproape
Și mergem pe cealaltă insulă. Nu-mi vine să cred că deja am făcut insula asta și mergem deja pe cealaltă. Da. Și mai avem, deci practic mai avem în total două insule, pentru că vom face un island hopping, Skiathos, Skopelos și Alonissos. Cele trei insule principale din arhipelagul acesta Sporades. Cât timp o să călătorim până la feribot, mama Dianei? A desfăcut un pachet de biscuiți. Bă, iubesc Grecia pentru biscuiți ăștia minunați pe care. Am crezut că iubiți Grecia pentru că v-am adus eu aici. Da, da, altă dată reușim mai mult. Vă plac biscuiții? Minune. Mare fan crățănele. Hai să plecăm ca să nu pierdem feribotul. În mod normal, la feribot spune că ar trebui să fie acolo cu o oră înainte. Noi mai avem 50 de minute până când pleacă. A, da, da, dacă ești puțin mai repede, cel puțin la primul feribot, dacă te duceai primul, ieșeai primul cumva. Știți cum e ca la avion, dacă te ridici primul în picioare când înainte să pleci avionul, pleci primul cu avionul. Așa arată cursa noastră, v-am zis deja de aplicația pe care o folosim. 15 și ajunge în 30 de minute în Glossa. Următoarea insulă, insula Skopelos, are două porturi. Unul este în partea de nord, cum te uiți pe hartă. Sper să nu greșesc, nu știu exact în ce parte. E în partea de sus a insulei și celălalt e în partea de jos. Spune-ne. Am vrut să vă spun că așa e și când coboară avionul, când aterizează. Dacă te ridici primul în picioare când aterizează, ești primul care coboară din avion. Nu. Mă, Dani, cum să nu fii primul? Că dacă ești în picioare primul, ești printre primii. Da, dar de cele mai multe trebuie să trebuie să-ți aștepți acolo bagajul, așa că ce rost are să te ridici în picioare când aterizează avionul? Deci, două porturi. Noi o să o luăm, o să luăm acum feribotul spre portul de sus și apoi coborăm pe drumulețul care duce spre portul de jos. Că e un drum drept, nu e un drum circle, gen ca să poți să-l înconjori insula. Și atunci am zis că de ce să ne ducem în portul celălalt, oricum era și mai mult drum, când putem să mergem în portul ăsta și apoi plecăm din portul celălalt. Nu știu care de care. Eu prea multe detalii nu prea pot să vă spun, pentru că Diana e cu research-ul, doamna e cu banii, eu sunt cu vorbele aiurea. Așa că fiecare, eu zic, își face treaba foarte bine. Ne vedem pe feribot. Ce voiam să vă mai spun este că acesta este supermarketul, haideți că se vede acolo sus deasupra parcării. Acesta este supermarketul care e foarte întâlnit în Grecia și văd că și pe insule este. Și pe insula Tasos și pe insula Skiathos și mă gândesc că o să fie și pe Skopelos. Apropo, insulele astea sunt cele mai verzi din preajmă. Skiathos este foarte verde, Skopelos este și mai verde. Așa ca un după două zile petrecute aici, trei zile practic ar fi. Insula nu prea poate fi străbătută ea cu mașina. Se poate ajunge la plaja aceea, cum se numește, doamna? Eu îi zic Cucurița la plaja aia, dar ce nu așa se numește. E se poate ajunge cu mașina, dar nu are un ring road, știți, drumul acela care înconjoară insula de jur împrejur, ci are mai degrabă un drum care se duce și se întoarce. În schimb, dacă ai un ATV închiriat sau un scooter sau ceva, poți mult mai ușor să pătrunzi în adâncimea insulei, să mergi în diferite viewpoint-uri ale insulei și așa mai departe. Dar probabil că o să vă facem, uite, dacă suntem aici, puteți și să ne spuneți dacă v-ați dori să vă facem un fel de ghid pentru insula Skiathos, pentru insula Tasos. Adică ghid în care efectiv să vă spunem tot, cum ajungi acolo, ce faci, ce de vizitat și așa mai departe. Ce-i pentru de că ce-i de mâncat, dacă am găsit restaurante bune. Pentru că în vlogurile astea sunt vloguri așa de viață, de călătorie, nu vrem să vă dăm foarte multe vloguri informații. Vloguri de scandal. Vloguri de scandal, da, pentru unii dintre noi. Dar noi ne simțim foarte bine, adică ne-am relaxat maxim. Eu am și o plantă din asta acasă, de la ea sunt florile alea, gigant așa. Nici nu mi-am imaginat că ar înflori vreodată. Mamă, și cum sunt astea părăsite, eu atâta atenție îi dau. Cam așa arată. Dai ce o să râdă Dani când o să vadă filmarea asta făcută de mine. O să zică,
Doamna, v-am spus că puteți să fiți influencer, nu m-ați crezut? Doamne, cât de bine le merge la cactușește, ce impresionată sunt! E așa o apă limpede astăzi, așa cum a plouat azi noapte. Și azi așa vremea înnorată, minunat! Nici nu mi-aș fi imaginat vreodată că în Grecia poate fi și vreme din asta așa respirabilă. Dar uite că poți fi surprins. Am ajuns din nou în port. A început și ploaia. Așa sper să avem o călătorie cu peripeții, să fie așa furtună, să se bălângă de feribotul. Wow, ce mi-ar plăcea! Maxim! Hei, voi sunteți bilet de vacanță! Dar n-a plouat până acum! Și păi ce, la banii voștri nu vă permite să mai luați o cameră? Doamne, luați-vă măcar o cameră la hotel dacă nu! Zile de toate sau? Zile împreună. Are foarte verde insula asta, așa cum se și spune. Parcă ești în munte, așa ne simțim. E plin de munte. Da, îi zice că ești undeva pe continent și în munți, așa arată locul. Să vedem cum arată și orașul Skopelos de aici. Am coborât puțin și acum ajungem într-un săduc care e pe malul mării. Doamne, chiar e foarte verde insula asta, așa. Foarte puțin turiști. Mașini de România sunt și aici. Puține mașini pe total, erau 3 mașini de România, am găsit. Și cam așa arată stațiunea din mașină. Complet diferită de schiatul. Complet diferite de coase, deci nu vine să crești cât de diferite, cât de diferite sunt insulele. Am ajuns așa pe un deal și am zis să coborăm bicicletele cel mai bine pentru că e foarte abrupt, e foarte totul abrupt aici. Noi suntem foarte încărcați, trebuie să ajungem în vârf de munte și în plus oricum de acum nu o să mai folosim O să ne separăm de doamna, doamna o să meargă cu mașina și noi să mergem cu bicicletele. Așadar nu o să mai fie nevoie de suport și îl putem băga în mașină. Suntem undeva în sus, foarte sus. Și mai trebuie încă să mai urcăm și mai mult ca să ajungem la cazare. Și am zis că nu știm cât de abrupt va fi. Da, știi, dacă îmi dă jos suportul, totul va fi ok. Hai să vă arăt cât de ușor se poate îndepărta suportul ăsta. Deci mie mi se pare că și-a făcut treaba într-un fel. Pe ce drumuri ne-am dus, de multe ori am avut emoții, oare ce o să fie, oare ce o să fie, da? Da, pentru că ni se pare că, adică el se prinde doar de cârlig și părea așa, te gândești că e foarte instabil. Da, el se prinde doar de cârlig, faci treaba asta, îl ridici de aici, după care, bine, înainte, bineînțeles că trebuie să deconectezi de la prize. De la curent, lucru pe care eu am uitat să-l fac, dar îl fac acum. Practic deconectăm de la curent, trebuie să ai grijă de fiecare dată ca să spui cablul ăsta să nu cumva să se rupă. Pur și simplu apeși aici, ridici în sus și în momentul ăsta poți să iei suportul, să-l strângi și să ți-l pui undeva în mașină. În mașină. Cam atât de simplu. Da. Există anumite tipuri de suport care se strâng foarte mult mai mult. Ăsta se strânge mai puțin, adică doar vine partea aia de sus, unde are mâna Dani, mâna dreaptă, acum. Bine, ați venit în noua noastră cazare din Skiathos, din Skopelos, Villa Evelyn, se numește. E superbă,
ieșim afară să vedeți ce priveliște avem înainte. Avem un tur de 2 minute, că atâta mai avem la cameră. Storage. Acolo este orașul Scopelos pe fundal. Și acum haideți să vă întâlnim. Aceasta este terasa noastră, care are o priveliște magnifică, absolut magnifică. Atât am urcat aici. Da, suntem undeva pe un vârf de munte. Doamna inclusă. Aceasta, practic, e o bucătărie superbă, cu o priveliște superbă. Mă duc să vedem pe unde s-a pierdut Diana. O baie simplă, exact ce trebuie, nimic complicat, perfectă. Mie îmi face ca bucătărie să fie frumos. Bine, nu o să gătim noi sau ceva, dar măcar de cafea. Iar aici este dormitorul. E un dormitor chiar frumos, uite, are și... Baldachin. Baldachin se numește. Da. Are plasă de zâțari. Da, e ca un baldachin. Da. Aici este un loc unde poți să te aranjezi. Și aici cred că mai avem încă o terasă. Da. Mai avem o terasă dacă vrem să... Da, acolo avem un din ăsta de întâi sufele. Și cam asta e. Ne-am încadat în locul de... Suntem într-o livadă de măslin. Cât am plătit, Diana? Două nopți? Nu știu. La această cazare. Acesta e peisajul în care ne-am trezit azi dimineață și nu ne vine ca să mai plecăm sincer de aici. Acolo, jos de tot, nu știu dacă se vede, este orașul Scopelos. E superb și seara. Aici avem o piscină la cazare, totul arată minunat, totul arată impecabil, dar trebuie ca să și plecăm pentru că vrem să și vizităm puțin. Fetele sunt pregătite. Mi-am schimbat rochea de mămăiță. Diana. Și coafura de mămăiță. Diana și-a schimbat rochea de mămăiță. Doamna nu avea roche de mămăiță, ea și-a luat ceva mai lung, mai decent. Bă, da. Nu? Iar începem cu râca. Nu, doamna, că suntem tot mai prieteni, nu vedeți? Deja, parcă primele 7 zile au fost mai grele. Mi se pare că acum ne înțelegem mult mai bine, nu-i așa, Diana? Da, noi ne înțelegem mai prost și voi vă înțelegeți mai bine. Exact. Lucrurile se rezolvă până la urmă. Nu, este adevărat. Totul este o glumă, să știți. Totul este o glumă, să știți. Am fost maxim amuzați de toate comentariile, toate reacțiile care au venit în urma vlogurilor de aici din Tasos, unde noi ne-am amuzat maxim, adică nu am regizat absolut nimic, ne-am simțit foarte bine, ținem să vă subliniem că noi ne înțelegem extrem de bine. Chiar așa este. Chiar așa este. Tot ceea ce vedeți aici de multe ori e prin lucrurile pe care le facem, încercăm să scoatem o față și un comportament nevăzut al nostru, al românilor. Da, era amuzant că una din glumele pe care a făcut-o Dani, eram jos în parcare, chiar în Tasos, eram în Grecia, eram jos în parcare și Dani a auzit pe cineva, era o doamnă care îi spunea soțului: hai, nu mai stai ca o vedetă, pune și tu mâna pe ceva. Și Dani zice: uite, o să memorez pe asta, o să fac cu doamna. Deci sunt inspirate din realitate. Oamenii așa se comportă în mod normal. Sunt multe lucruri pe care noi le auzim și cumva le jucăm sub formă de teatru în relația dintre noi, însă noi suntem genul de oameni care stăm, care povestim foarte mult, care vorbim despre niște lucruri foarte profunde, aș putea să spun așa, în caz că cineva se îndoia de faptul că, nu știu, facem scandal sau așa suntem noi, nu. Sunt un fel de glume mai subtile, din care sunt multe lucruri de înțeles, încercăm să transmitem un anumit mesaj. Cine înțelege bine, cine nu? Bine, bine. Mă bucur, doamnă, că în sfârșit sunteți de acord cu mine. Dani, m-ai filmat cu două perechi de ochelari. Deci așa întotdeauna așa faci. Așa-i. Adică avea două puri. Unde era? Am una. Păi trebuia să scoți o parte mai puțin plăcută a dumneavoastră, că purtați două perechi de ochelari.
Hai că nu mai stăm, ne certăm din nou. Plecăm în Scopelos. Ce faci, Diana? Iarăși ești la raftul cu crânțănele? Mhm. Beau gustechică după amiază. Hai să vedem ce mai avem pe aici, că parcă mi-ar trebui și mie ceva. Uitați-vă aici ce raft imens de crânțănele. Aici este pita, asta e foarte bună. Astea din România sunt alunele cele mai bune. Eu nu plec fără alune de acasă. Știți, preferatele mele. Vișine. Asta e preferatele mele. Încă un pic de vișine. Bă, dar voi mă faceți de râs. M-am venit aici să mănânc de râs. Mai multă mâncare la sertar. Din nou alune. Alune? Astea se numește semințe. Uai, deci semințele astea, semințele pe care mi le aduce doamna de fiecare dată când mă întâlnesc. Sunt niște semințe care se găsesc doar în Focșani. Asta este o pâine uscată foarte bună, aromată. Nu-i poftă de o pâine uscată foarte aromată. Cred că până la urmă ne punem să mâncăm aici. Ce să mai merg să mai cheltuim noi bani? Două portocale. Să deschidem un bazar, să le vindem aici. Doamna a venit cu o idee foarte bună. Haideți, doamna, băgați-le în plasă și mereu le zice. Facem un bani grămadă și... Ca să mâncăm și noi la restaurant. Ca oamenii. Așa este. Păi acum ați venit cu mine în concediu, n-aș putea să vă tratez aici, să vă țin să mâncăm de la... De la seara. Cu tine tu ești obișnuită, cu tine nu-i problemă. Ți-e-ți place la sertar. Mămăița. Mamă, Diana, dar după mesajul ai cam crăpat la rochiță. Am rupt-o. Ai rupt-o. Apropo, știu că puțin dintre voi sunt cei care dau comentarii, dar să știți că nu e frumos să te iei de aspectul fizic al unei persoane și de îmbrăcămintea unei persoane. Eu nu mă supăr, dar sunt... Chiar dacă ai 67 de ani. Indiferent ce vârstă. Cu atât mai mult, dacă ai 67 de ani și faci din astea... Da, eu nu mă supăr, n-am nicio problemă cu asta, dar sunt persoane care au o problemă cu aspectul lor fizic sau, nu știu, au o problemă cu modul în care se îmbracă, nu-și permit anumite haine, așa că nu vă luați oameni frumoși de... oameni și ce se îmbracă ei și cum arată ei, dacă au burtică, dacă au, nu știu, au păr, nu știu. Orice, nu vă luați de oameni. Gata. Hai să mergem în Scopelo. Dar de mama ta pot să mă iau? Păi e live. Live poți să te iei. Dacă ai curaj să te iei live de cineva, înseamnă că... A, deci live se poate. Poți, da. Ați auzit, doamnă? Că pot să mă iau de dumneavoastră. Nu că mi-e frică, am plecat. Am dat jos. Da. Am dat jos suportul de biciclete, am dat jos bicicletele pentru că pentru a ajunge aici ați văzut că e o nebunie. Și e mai simplu așa. Și acum trebuie să punem numărul înapoi pe mașină. Apropo, ne-am uitat ieri și să știți că aici nu există animale, chiar nu există, Dani, adică nu există căpioare și chestii din astea, nu, așa-i? Ea, Diana, nimic de asta. Nu există. Există foarte multe specii de păsări, pădurile sunt de pini și am înțeles că mai există și stejar, dar cam despre asta e vorba. Cel mai periculos prădător, să spun așa. Scuze, stai, acum. Pe insula asta știți cine îi? Soacra. Da, doamnă, să știți că umblă. Eu credeam că sunt sigura, mă! Haide! Am ajuns în oraș. Am parcat mașina, eu parcare chiar în față. Nu știu dacă nu, cumva e parcare pentru port. Și ne-am continuat drumul în față, către centrul orașului. Ia zi, Dani, ce am primit un pliant și au de toate aici, Greek Salad 780. Trebuie să ne uităm ce notă are pe Google, pentru că prețurile sunt bune și terasa e frumoasă. E aceea, Habetina. E aceea? Da. Terasa este aceea de pe vârful ăla, de pe... Two Floors. Two Floors, se spune?
am ajuns la local, am comandat așa. Chifteluțe cu beans. Aici am și de giant beans, sunt imense, uitați-vă. Așa. Aici la Dani avem vinete umplute cu ceapă și ceva, cred că doar ceapă, cred că da. Așa. Și aici la Doamna avem ardei umpluți cu orez și ierburi, cred că. Da. Miroase foarte bine, arată așa mâncare tradițională. Mâncare gătită. Locul se numește Azan, o să vă spunem exact și cum este mâncarea. Dar avea review-uri foarte bune. Un pic la servire mi s-a făcut ciudat, dar nu contează așa ciudat. Hai, Diana, să ne spui cum e fasolica aia imensă. Bună, tare mâncare. Foarte bună. Mi se pare că asta ar merge cu castraveți murați. Ar merge, da. Ce mănânci tu acolo, dar pe noi ne-a întrebat dacă vrem salată, dar cu salată grecească mi se părea că nu. Poate ei nu au murături. Am mai mers pe străzi și am ajuns la o mănăstire care e, are porțile închise. De aici se vede și marea și străzile sunt superbe, superbe, albe, frumoase. Foc, chiar e o minunăție așa să te plimbi printre ele. Și a găsit un prieten, Dani. Stai că a fugit. Nu, am găsit o cu puiuț de lui. Am uitat să vă spun că am plătit pe mâncarea de la restaurant 40 de euro, fără băuturi, fără nimic. Au fost 3 feluri de mâncare foarte mari și atât am plătit. Da, deci e bunicel prețul. Mi s-a părut un pic mare pentru ce era acolo, dar știind că nu era pește, nu era nimic de genul, dar bună mâncarea, foarte bună. Ia zi, măi, Dani, ce faci pe șezlongul ăsta? Zah! Am pus aici la o berărie artizanală, chiar un port. Nici nu contează cum e berea, că așa de bine stai aici, vezi așa portul. Doamna stă un pic tensionată. Până vine berea. Până vine berea. Și asta e vederea pe care o avem. Berea costă aici 7,50 euro, 400 de mililitri. Dar își merită banii, că poți să stai. Nu știm dacă își merită banii. Păi își merită banii, că poți să stai pe șezlong. Da, aveam șezlong și la sus la cazare era gratis. Aveam șezlong? Tot foarte fain. Da, acolo nu vrea nimeni să stea când e gratis. Știi și tu cum e treaba asta. Da, nu, că chiar e fain. Aici e foarte fain pentru că trec oamenii și te poți uita. Faci people watching, ca așa se numește de fapt asta. Privit de oameni. Deci, avem aici o bere care se numea India Pale Ale, ceva. Și aceea e un clasic al lui Dani. Bere blondă. Hai să vedem și pe asta. Are o corpulență foarte faină. Wow, e foarte specială. Wow, e foarte specială. Dai să gustim berea specială? E așa amară. Da, pe asta ne spunea că e bitter și că are arome florale. Ia să vedem. Până acum berea mea preferată era Neumark. Să vedem dacă rămâne.
E așa de amară, îți rămâne gura așa foarte... Cealaltă e mult mai bună. Da? Hai să vedem. E răstoasă așa. Asta e mai băubilă, da, cealaltă e foarte amară, dar e interesant. Nu, că și asta e bună, e bună, dar tot Neumarkt rămâne number one. De la Târgu Mureș, Neumarkt, the best. Cam așa am stat aici și ne-am relaxat. V-a plăcut? Maxim. Eu am și dormit. Aproape. Dacă mai stăteam un pic, dormeam, numai că nu prea avem voie să dormim așa pe terasă. Aceasta a fost terasa și aceasta a fost priveliștea. Da, ce să mai e, o insulă specială, frumoasă. După cum vedeți, Dani e recunoscut pentru filmările mișcate pe care le face. Dar vă plac. Se numesc filmări dinamice. A început să mai apară lume pe străzile din orașul Skopelos. Skopelos. Da. Adică eu, că ne-am ridicat de la masă. Mergem așa ușor, ușor către cazare, ca să ne relaxăm, că acolo e liniștea supremă și timpul se oprește în loc. Și dacă mai stăm acolo încă o seară, e ca și cum am stat o altă săptămână. Nu e așa, doamnă? Așa e, da. Ne-am relaxat de... ne-am relaxat. De nici nu ne mai putem supăra. Nu mai ne certăm, nu mai ne supărăm. E ok. Iar e meci. Iarăși e. Dar fata mi-o dați până la urmă? Ce spuneți după atâtea zile de concediu? Îmi dați fata dacă o cer? Mă, Dani, dacă știi cum să o ceri, cred că da. Deci să-mi fac o strategie bună de cerut. O strategie bună, da. Da, cum trebuie ca să-l veni și cu tatăl ei în concediu. Ca să-l conving și pe dânsul. Nu gândesc că totuși el e mai ușor pe convins. Păi, n-a vă dat seama că de ea v-am luat pe dumneavoastră. Mergem la cazare. Diana spune că a spotuit o barcă românească aici. Un iaht din asta. Un iaht. Hai să vedem un iaht românesc în portul din Skopelos. Care era Diana? Elena. Ia să vedem. Sunt oameni români. Sunt oameni români, probabil, dacă barca e românească. Aceasta este barca care are steagul României pe ea. Se numește Elena. Da, și uite, Ru, e înregistrată în România. Ce tare! Făceam aici o glumă de Ana, se tot uita și o întreb. Și Dani a zis. Zi, Dani, ce ai zis? Zic, ce vrei de Ana? Să te duci să vorbești cu fata și zice... Și am spus. Da, da, chiar vreau să mă duc să-i spun. Bună, bună, așa din România, cât o costă, nu te supăra. Asta e la noi întotdeauna la autorul Lotă, când vin oamenii și măcar nu salută. Vin, auziți, da, cât o costat? Asta e prima întrebare, da. Bun, hai că n-am întrebat, n-am aflat. Vorba aia, cine nu întreabă, nu primește răspuns. Da, ce vreau.